Cumpără sunt și NFC25 de pe Yosemite folosind linkul din descriere și folosește codul UNRELABYTE pentru 6% reducere. Am multe detalii în descriere. Salut și am găsit la un nou videoclip acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 8 din care noastră frumoasă cu Barcelona. Din episodul anterior știm bine că l-am transferat pe Nico Williams la echipă și știți foarte bine că l-am dat pe Leao pentru el pentru că nu puteam să-l vindem, așa că am făcut un schimb pe schimb. Iar în acest episod vom coordina cu transferurile pentru că mai am două transferuri, ce puțin nu știu dacă reușesc să fac două, dar unul cu siguranță facem. Însă dacă vă place și apreciați ce fac, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem 70 de like-uri ca să vă susținerea voastră la această carieră și să continuăm și cu al doilea sezon. Acestea fi spuse, haideți să vedem pe cine mai transferăm la echipă. În locul lui Sesco, pe care mă gândeam să-l transfer, nu ați propus alt jucător și, să fiu sincer, nu prea ar fi alt jucător, cel puțin cu același potențial al lui Sesco, pentru că el are 21 de ani, dacă nu mă înșel, însă am văzut o propunere de un jucător pe banca de rezerve care mi s-a părut genială, efectiv foarte, foarte bună. Și acel jucător este Rațiu, Andrei Rațiu de la Raiul Vallecano, românul nostru care este un jucător foarte, foarte bun și foarte rapid. Nu știm mai nimic despre el pentru că trebuie să-i dăm scout, însă eu cam știu că să dau pe el, așa că o să-l cumpărăm. Nu o să coste foarte mult, însă îl vreau la mine în echipă pentru că oricum avem nevoie de un nou right back, ce puțin pe banca de rezerve. Așa că o să dăm undeva la 6 milioane pe el, să ne acăvrea. Ei bine, și Andrei Rațiu vine la Barcelona pe o sumă destul de mică, 6 milioane de euro, însă este un jucător chiar foarte bun. Iar acum cu Rațiu pe banca de rezerve, haideți să-l scoatem pe Casado și să-l punem pe el. Aș vrea să mai transfer un jucător, însă nu sunt sigur dacă să facem acest transfer. Barcelona nu este recunoscută neapărat pentru echipa actuală, este recunoscută mai mult sau mai puțin din cauza lui Messi, adică hai să fii serios. Poate nu doar pentru că Messi a jucat la Barcelona, însă când spui Barcelona clar te gândești și la Messi. Așa că ce-ar fi să-l aducem pe Messi la Barcelona? Știm că s-a putut face acest transfer la un moment dat, însă până la urmă nu s-a făcut. Transferarea lui Messi la echipă desigur că va influența evoluția lui la Minamal, pentru că da, o să ia locul probabil. Cu siguranță că o să joace și la Minamal, dar Messi probabil o să fie titular. Așa că vreau să scrieți voi în secțiunea de comentarii dacă să transferăm sau nu. El momentan de câte am văzut are 87 overall, deci o să scadă oricum, dar totuși aștept în comentarii să văd ce spuneți și voi. Și desigur Păsescu probabil că o să-l transferăm în sezonul cu numărul 2, în caz că o să jucăm, dar eu cred că da. Așa că acel transfer va trebui să mai aștepte. Noi de câte știm am rămas la meciul acesta versus Celta Getafe, un meci ușor, ce puțin așa ar trebui să fie. Însă până la meci vedem că în sfârșit s-a făcut Nico Williams un left winger și putem să-i dăm niște divinplaturi mai interesante. Și o să dau eu un inside forward. În meciul acesta în Liga versus Celta Getafe, echipa cred că va rămâne cam așa. Nu știu dacă aș vrea să bag pe cineva, poate pe Rațiu. Hai să băgăm un meci pe Rațiu, îl băgăm pe stânga pe Rațiu pentru că Balde este cam obosit. Și în rest eu zic că arată foarte bine echipa. Așa că haideți să intrăm la meci, să vedem ce reușim și să facem. E bine, și începem meciul cu numărul 1 în acest episod, așa că haideți să vedem dacă putem să-l câștigăm. Bine, aici Nico Williams are viteză, se poate duce în continuare. Nico Williams pasă bun la Gyökeres și Gyökeres nu reușește din păcate. Bine, aici Andrei Rațiu pasă bun la Nico Williams. Nico Williams are viteză, se poate duce. Nico Williams șutează, însă apără portarul. Pasă bun la Gyökeres și acum la Nico Williams. Nico Williams șutează, însă apără portarul. Ce apără portarul? Bine, aici Pedri pasă, este bun la Lamine Yamal. Lamine Yamal continuă foarte bine. Pasă este bun la Dani Olmo, însă apără David Soria. Iar acum lovirea de colț, haideți să vedem dacă reușim ceva. Centrarea este foarte lungă. Gyökeres pe lângă poartă, din păcate. Pedri foarte bine pasă la Lamine Yamal. Lamine Yamal continuă foarte bine. Intră în careu Lamine Yamal și acum șutul nu reușește. Și acum Nico, vină mă Nico Williams. Asta zic, două acesta. Lamine Yamal, Nico reușește să bată Getafe. Bine aici șutul și intrarea lui Lamine Yamal, însă și rebound a fost de partea noastră. Revedem faza foarte bine aici Lamine Yamal, cum a intrat în careul adversarilor, însă rebound a contat foarte mult. Înscrie totuși Nico Williams. O ocazie foarte bună pentru adversari. Mingea bună, pasa foarte bună și șutul însă este pe lângă poartă. Incredibil ce atac periculos. Bine aici pasa la Lamine Yamal. Lamine Yamal continuă foarte bine. Poate continua pasa, este bună. Acum la Nico și Nico face 2-0, mă. Bine, mă, Nico Williams. Asta zic. Nico Williams chiar joacă foarte bine la Barcelona. Prinde orice cazie de șut. Revedem pasa din nou la Lamine Yamal. Începe foarte bună pasa la Gyökeres. Și Gyökeres îl vede foarte bine pe Nico, care șutează și marchează. Bine aici Rațiu. Cum trece Rațiu? Are și viteză. Poate duce. Rațiu pasa bun la Nico Williams. Și acum Nico Williams, șutul este prins de portar. Nico Williams continuă foarte bine, are dribbling, se poate duce.
Bine, acolo Nico Williams șutează, însă apără portarul. Mamă, cum a trecut pe lângă acel fundaș. E bine, și se termină meciul, reușind să-i bate cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Nico Williams. Următorul meci este în Champions League și în Champions League, să fiu sincer, stăm chiar destul de bine, suntem pe locul 5, City vedem că este pe locul 1 și următorul meci, din cum am văzut, este versus cei de la Benfica. Un meci ușor, cel puțin așa ar trebui, totuși și Benfica are o echipă destul de interesantă acolo și echipa noastră este obosită, da, ok. Însă avem rezerve, putem să-l băgăm aici pe Ansu Fati în locul lui Dani Olmo. Locul lui Lamine Yamal o să-l băgăm pe Torre. Araujo o să iasă și o să intre cu Barsi. Și în mijlocul locului de Jong o să intre Gavi. Perfect, jucăm cu toată banca de rezerve. Eu zic că o să se descurce foarte bine echipa, așa că haide să intrăm să vedem ce reușim să facem. Întrerup acest vlog șmecher pentru a vă arăta un site foarte interesant și frumos de unde vă puteți lua echipamente de fotbal. Site-ul se numește Soccer Atolls, unde vă puteți alege foarte multe variante de tricouri. Vă puteți de asemenea crea și un cont și vedeți că destul de multe reduceri, iar la costumizare vă puteți seta de sigur mărimea, dacă vreți cu nume sau fără nume, și vă puteți lua tricoul la un preț foarte bun care variază în funcție de cum vreți să-l costumizați. De asemenea, calitatea este destul de bună, după cum puteți vedea în acest videoclip pe care l-am făcut foarte rapid. Acest tricou de la Manchester United, kitul lor este de la Adidas, este foarte, foarte elastic, ba chiar este făcut și 100% din poliester. Iar la checkout aveți desigur livrare gratuită, mai multe metode de plată și dacă folosiți codul UNREAL pe acest site aveți o reducere de 10% pe care puteți să-l folosiți și să economisiți niște bani. De asemenea aveți suport 24/7, așa că intrați pe link-ul descriere și curați-vă cel mai fresh tricouri. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, și începe acest match în Champions League contra cei de la Benfica, un match interesant, așa că hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Un șut foarte bun aici, însă apă trește că împine acolo. Bine, Nico Williams trece foarte bine, continuă Nico Williams, continuă Nico Williams. Nu, n-am vrut să șutez, m-am vrut să pasez și mi-a luat mingea. Bine, aici l-am sfatit la Nico, Nico continuă foarte bine, centrarea este bună și acum Gheorghiorescu cu capul, însă este pe portar. Bine, am sfatit, bine la Nico Williams, Nico Williams, continuă foarte bine Nico Williams. Nico Williams trece foarte bine și de al doilea jucător. Și acum Nico șutează, reușește să marcheze. Bine, mă, Nico Williams, mă. Bine, mă, asta zic, mă, asta zic. Zici că este noul Messi, dar pe poziția de left winger. Uitați-vă cum a trecut de 4 sau 3 jucători. Și șutul extrem de bine plasat cu stângul, incredibil. Încă o ocazie foarte bună aici a lui Gyökeres. Gyökeres șutează și reușește să marcheze, mă. Bine, mă, pasta foarte bună. Deja 2-0 în minutul 45, conducem detașat acest match. Revenim faza, o pază foarte bună, pasă de la Pedri, data de spate și acum șutul, îl vedem foarte bun, pe lângă portar cu putere, n-avea aici o șansă portarul. Bine, Gyökeres, pasă foarte bună la Nico și Nico reușește să marcheze, incredibil, incredibil, fix după pauză. Fix după pauză, 1 minut, 2 minute, cât a durat. Instant marchează Nico Williams, însă ce fază. Deci toată faza până la gol, aici până la gol, dar și finalizarea a fost bună. Pasa pe sus, frumoasă dată pentru Nico Williams și Nico Williams, frumos, elegant, până lângă portar, nimic complicat, însă golul face tot meciul, face tot meciul golul. Bine aici, Nico Williams, ce bine trece, are viteză, se poate duce. Du-te, Nico Williams, du-te! Haide, Nico Williams, haide! Și acum șutul nu este bun. Nu, ripausul, stare bine, dar nu reușim noi. Bine aici, bine aici, Nico Williams, cum trece și șutul, din păcate, este apărat. Cazie bună și pentru Benfica, însă bine aici, Marquinhos. Oh, oh, nu, pierdem balonul, nu! Haide, haide, nu! Nu pot să cred, bă, cum am pierdut, bă, bă. Nu știam că o să am posesie acolo, bă. Ce gol ne dă și Benfica. Un gol simplu, dar totuși se pune. Revenem în faza, mă bulbe acolo cu mingea cu Marquinhos și reușește să marcheze aici un jucător de la Benfica. Bine aici, pasa, bine, pasa la Gyökeres și acum Gyökeres! Pe lângă poartă, bă, cât aproape. Bine aici, Gavi, Gavi, foarte bună pasa la Pablo Torre și acum Pablo Torre nu reușește, bă. Hai, mă, Pablo Torre, dacă era la mea mal, sigur în scheia. Bine aici, l-am văzut cum a plecat Nico Williams și acum Nico Williams. Dacă reușește pasa, pasa este bună. Nu, nu pot să cred, bă, Ansu Fati. Bine aici, Nico Williams, cum trece de adversar, are și viteză. Continuă Nico Williams, continuă foarte bine. Și acum șutul nu reușește, trupi în apără.
Este timpul să facem și noi niște schimbări, o să-l băgăm aici pe ce să băgăm? Hai să băgăm pe Roche în locul lui Fatih și pe dreapta hai să băgăm pe Lamine Yamal. O să-l băgăm și pe Garcia în locul lui Marquinhos și cam atât. Fermin nu prea aș vrea să intre. Încă o fază, ultima fază din meci, pasa este bună la Gyökeres, pasa este bună și la Lamine Yamal și Lamine Yamal reușește să marcheze, mă, bine mă, Lamine Yamal. 4-1 se termină meciul, marchează și Gyökeres și Nico, dar și la Miamal fix la finalul meciului. Revedem faza foarte bine aici, Gyökeres, pasa bună la Miamal și la Miamal frumos pe lângă portar. E bine și se termină meciul, categoric câștigăm noi aici cu 4-1, marchează și Gyökeres, după cum v-a spus, și Nico și la Miamal într-un meci de Champions League. E bine, următorul meci este versus cei de la Valencia în La Liga, unde vedem că în La Liga ne jucăm destul de bine. Vedem că Real Madrid este în continuare în spatele nostru cu același număr de puncte, 49 la număr, foarte foarte stâns aici la Liga, primul meci pe care îl vom pierde, o să pierdem și locul 1. Înainte să intrăm în meci, vreau să vă arăt cum arată staturile la echipă. Top golgetter aici desigur că este Gyökeres cu 26 de goluri, însă uitați-vă la Nico Williams, de când a venit la echipă a scris deja 6 goluri și un asist. N-a jucat 11 meciuri, nu știu de unde sunt meciurile alea, dar ok. Dar mult mai bine decât la Miamal, eu așa zic. 25 de meciuri și doar 5 goluri, dar poate n-am jucat pe partea lui, dar totuși la Miamal a contat foarte mult la echipă. Iar la asisturi este aici Dani Olmo, un jucător foarte bun, care mereu dă pasa aia decisivă. Dar și Pedri, care a cărat foarte mult echipa și mijlocul, Gavi și el bun la fel și chiar dacă poate nu credeți, De Jong a făcut foarte bine partea defensivă. Iar cum, haideți să intrăm și în acest match. Meciul ăsta ușor, cel puțin așa ar trebui să fie. În locul lui Dani Olmo, sau de fapt nu, hai să-l păstăm pe Dani Olmo. Mă gândesc să-l bag pe Ansu Fati, dar este obosit. O să intre totuși Raci, vreau să intre Raci în locul lui Kunde. Hai să-l băgăm în locul lui Kunde. Va rămâne Balde și probabil că în caz că nu se descurcă Raciu pe partea dreaptă, ceea ce mă îndoiesc, o să intre Kunde. În rest va rămâne cam așa echipa, așa că haideți până că reușim să câștigăm și acest meci. Bine, și începe și următorul meci versus cei de la Valencia. Haideți până că putem să păstrăm în acest episod stricul de victorii. Am pierdut mici instant. Bine aici Andrei Raciu, ce-a rocat Andrei Raciu, pasa este bună la Lamine Yamal, foarte bine aici Andrei Raciu. Și acum centrarea, bine aici, însă nu reușește. Bine aici la Gyökeres și acum la Lamine Yamal, nu reușește, bă, capul este peste poartă. Mă așteptam să dea cu piciorul, nu cu capul. Andrei Raciu, pierde mine acolo, continuă foarte bine, bă ce șut, prinde Hugo Duro, incredibil ce șut prinde, marchează acest gol fabulos. Revedem faza, foarte bună acea pasă, nu reușește Andrei Raciu să-l oprească, iar șutul este foarte, foarte bine plasat, n-are nicio șansă, trece legă. Bine aici pasă la Gyökeres. Gyökeres îl vede pe Nico Williams și Nico Williams șutează, mă, și marchează, mă, bine, mă, Nico Williams. Restabilește aici egalitatea versus cei de la Valencia. Revedem faza foarte bună aici pasă de la Gyökeres la Nico Williams, foarte la limită, zic eu, însă șutul contează pentru că reușește să marcheze. Bine aici, șutul foarte bun, mamă ce bară, bă, ce bară al lui Pedri. Dani Olmo, bine aici, Nico Williams, care nu reușește, însă încerc mereu, pare pe care, bă, nu știu de unde vine. Bine aici, pasa la Lamine Yamal continuă foarte bine și acum șutul, din păcate, este apărat de Mamardashvili. Ce pasă, însă strică pasa acel atacant. Chiar o strică. Cazie bună pentru Valencia. Valencia acum ca bun însă pe lângă poartă. Andrei Raciu continuă foarte bine. Pasa este bună la Dani Olmo. Dani Olmo aici. Gyökeres la Lamine Yamal. Nu reușește, foarte greu meciul acesta. Oh, este penalti. Penalti. Na, este penalti clar. Dacă nu este penalti, înseamnă că este lovitură liberă fix la colțul careului. Se pare că da, chiar așa este. Ok. Hai să vedem dacă reușim să marcăm totuși. O să încerc chiar dacă este foarte departe. Zic că reușesc, portarul nu este așa aproape de poartă. Ceva de genul ar trebui să fie bine. Șutăm cu putere și hai să vedem dacă reușim și nu reușim, bă, din păcate. Este pe lângă poartă, dacă nu mă șel. Totuși, aproape portarul, este un corner. Pasăm aproape aici la Pedri. Pedri pasă bună la Lamine Yamal și acum la Lamine Yamal șutează însă în blocaj. Se pare că se termină egal. Din păcate nu reușim să mai marcăm un gol, termină 1-1. Următorul meci este în continuare în Champions League după acel egal. Eu zic că acest meci o să fie oarecum ușor. Zic că în Champions League până acum ne-a descurcat chiar foarte bine, suntem pe locul 3 dacă nu mă înșel. Iar Atalanta, da, această echipă ar trebui să fie Atalanta, este pe locul 14, ceea ce ar trebui să însemne ceva. Ar trebui să fie un meci ușor. În acest meci, din păcate nu va juca aici la Lamine Yamal, va juca Torre.
Ansu Fati va juca în locul lui Dani Olmo, iar Araujo cred că o să rămână, dar o să iasă la pauză cu siguranță și o să intre cu Barsi. Iar Balde o să rămână pentru că Rațiu este obosit. Așa că haide să intrăm aici și să vedem ce reușim să facem. E bine, și începe și al doilea meci în Champions League din acest episod. Hai să spunem că reușim să-l câștigăm și pe acesta. Marquinhos, foarte bine aici Marquinhos. Pasa este destul de bună la Gyökeres. Gyökeres pasează, da, nu pasează. Caze bună pentru Atalanta. Ce trece acolo acest atacant, însă reușește aici Ter Stegen să apere. Caze bună aici pentru Atalanta. Un șut în continuare pe lângă poartă. Caze foarte bună din nou, însă reușește acolo Ter Stegen să apere. Trece foarte bine Atalanta pe lângă fundașii noștri. Iar acum lovitura de colț este bună, nu este bună. Ansu Fati se poate duce, are viteză. Foarte bine aici, îl vedem pe Nico. Continuă Nico, haide Nico, haide Nico. Și acum pasă la Crăvin și pasă, pasă. Și este bună, mă, asta zic, mă, asta zic. Bine, mă, Nico Williams, cu Gyökeres, marchează Gyökeres. Un gol foarte ușor, dar foarte important pentru că este, desigur, în Champions League. Revenem faza de surc, este foarte importantă în cauza lui Nico, care a pasat foarte bine și la Gyökeres, dar și Gyökeres pentru că a finalizat foarte bine pe lângă portar. Bine aici, pasă bună la Gyökeres și acum Ansu Fati, Ansu Fati nu reușește, bă, să treacă pe lângă ei, dacă trecea era clar gol. E bine, la pauză, hai să vedem ce schimbări puteți să facem. Îl băgăm aici pe Cubarsi și în locul lui Balde, presupun că, da, rămâne el. Caze bună, foarte bine aici, incredibil, ce bară de Lookman. Sau Lookman, nu știu cum se pronunță. Pasă bună aici la Gyökeres, se poate duce Gyökeres. Însă aici la Nico, Nico care trece foarte bine. Încercăm pasa, hai să reușim. Sau șutul, șutul nu este bun, da, desigur, este unul greu. Caze foarte bună aici, însă reușim să apărăm. Totuși sare minge la adversar, bine acolo. Hai oprește-l, haide. Nu, 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 nu. Hai mă, pe bune. Pe bune, ce penalti, bă, nu pot să cred. Da, galbenul Marquinhos. Da, n-am mai vrut să intru. Ah, am vrut să blochez mingea. Ok, haide să vedem că reușim să apărăm penaltiul. Mergem pe stânga și se pare că dă pe dreapta. Ok. Însă acum replica noastră, dacă reușim. Du-te, Gyökeres, du-te. Nu pot să cred, bă, cum este prins de la spate. Și se trece meciul. Din păcate, și acest meci egal. Foarte greu, chiar a jucat foarte bine Atalanta, chiar a jucat foarte bine. Bine, următorul meci este contra cei de la Alaves în La Liga. Un meci ușor, așa trebuie să fie, pentru că suntem pe locul 16, însă vedem că suntem pe locul 2. Bă, ne-am încurcat acolo, am uitat, bă, ne-am încurcat versus Valencia, desigur. Și se pare că a costat foarte mult acest meci, pentru că Real Madrid este pe locul 1. Totuși, haideți să ne oprim, continuăm aici meciurile în La Liga, trebuie să câștigăm, desigur, și acest meci. Altfel, Real Madrid o să ia mult mai în față. Ok, și se pare că se cam termină perioada de mercat. O să fiu sincer, aș aștepta să văd dacă vreți până la urmă să îl transferăm pe Lionel Messi la echipă, pentru că putem direct din sezonul acesta și ar fi o chestie foarte tare, l-am pune desigur în locul lui Dani Olmo sau în locul lui Lamine Yamal. Așa că presupun că oprim acest episod aici. Meciul cu Alaves cu siguranță să jucăm în următorul episod. Totuși, scrieți în comentarii dacă vreți până la urmă să-l transferăm pe Messi, ce transfer vreți să mai facem în perioada de vară de mercato. Și desigur, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem 70 like-uri, să verificați link-urile din descriere, să vă abonați în caz că n-ați fost deja să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.